Salut tuturor și bun găsit înapoi la show. De această dată vreau să vorbim puțin despre WoW. Da, dacă sunteți fani World of Warcraft, sigur știți deja că a fost BlizzCon-ul și, bineînțeles, a fost anunțat nu numai următorul expansion ce va succede Legion, numit Battle for Azeroth, dar în exclusivitate și o surpriză totală pentru întreaga comunitate a jocului, Blizzard în sfârșit au anunțat că au de gând să creeze niște servere, cum le numesc ei, clasice, deci practic vanilla. De ani de zile, nostalgicii tot îi asediază cu cereri să facă acest pas și văd că de data asta au decis să cedeze insistențelor și să le dea fanilor nostalgici ceea ce își doresc, deci servere clasice. Mai mult de atât, după cunoștințele mele, nu a fost precizat sub nicio formă, deci nu putem ști dacă aceste servere vor fi identice, deci pur și simplu vor avea exact în cele mai mici detalii exact aceeași structură ca cele originale de acum 13 ani, sau dacă vor avea de gând să facă niște servere cu flair clasic, deci zonele să arate ca cele de dinainte de cataclism, personajele, evenimentele, questurile să fie în mare parte aceleași, mă gândesc, dar cu mecanici de gameplay moderne, deci noul sistem de talente, noul sistem de combat mai dinamic, pentru că mai ales din punct de vedere al gameplay-ului, jocul a progresat enorm de mult în acești 13 ani, efectiv, în esență, fiind practic un alt fel de joc, un alt fel de RPG, WoW-ul actual, față de ce era la bun început. A plecat de la o formă de RPG mult mai clasic, deci bazat mult mai mult pe staturi și pe mitigări ale damage-ului și chestii de astea bazate pe rezistențe și chestii de astea, și a ajuns aproape de ceva ce l-aș putea numi chiar un joc action în ziua de azi, un RPG action în care nu se mai pune atât de mult accentul pe staturi propriu-zise, ci pe viteză de reacție, pe utilizarea unor anumite skill-uri la momente oportune în timpul combatului și presupun că putem cu toții admite că jocul în momentul ăsta este unul mult mai dinamic și mai dependent de skill-ul individual al fiecărui player decât varianta sa inițială, unde, mai ales în PvE, tot ce conta de fapt era să poți mitiga damage-ul diferiților boși de raid folosind stack-uri și stack-uri și stack-uri de rezistențe elementale pe gear. Deci, practic, era mult mai puțin povestea de skill și mai mult de farming de gear pentru a fi pregătit pentru un encounter. E, acum eu nu știu, o să vedem pe măsură ce development-ul va progresa și vor fi disponibile mai multe informații despre acest WoW clasic ce urmează a fi lansat. Nu știu dacă vor să practic să lanseze o variantă nemodificată a experienței originale de joc de acum 13 ani sau vor să practic să-l modernizeze ca flair, ca stil să fie WoW clasic, dar ca gameplay și ca aplicații practice ale experienței de joc să, bineînțeles, să folosească sistemul modern. Fiecare din aceste două variante are avantaje și dezavantaje din punctul meu de vedere. Pentru că, evident, pentru Blizzard mă gândesc că ar fi mai util să îl facă nemodificat, să le dea playerilor exact ceea ce doresc, da? Și de ce zic chestia asta? Din simplu motiv că nu e bine să te pui împotriva comunității. Dacă le dau exact ceea ce își doresc sau ce cred că își doresc,
Nimeni nu va putea să se întoarcă să le scoată ochii. Să le spună, a, ia uite, ne-ați promis că ne dați vanilla sau classic sau cum vreți să-l numiți, dar de fapt este updatat și upgradat, deci nu ne putem bucura de experiența clasică a jocului, da? Dar pe de altă parte, dacă într-adevăr prezintă o versiune a jocului clasică, iau un patch pur și simplu, ultimul patch din Vanilla înainte să înceapă Burning Crusade-ul, de exemplu, și îl remontează pe un server și îl prezintă ca atare cu toate mecanicile și problemele inerente ce le-au soluționat. Eu nu zic că Blizzard au făcut numai decizii bune în cursul acestor ani. Departe de a-și zice așa ceva. Până la urmă am avut Warlords of Draenor, care a fost o porcărie sinistră, și expansion de expansion alături de îmbunătățiri au făcut și partea lor de greșeli. Până la urmă e uman să faci greșeli, dar ce este irefutabil e faptul că una peste alta World of Warcraft a evoluat enorm de mult, mai ales ca gameplay și ca funcționalitate. Au învățat din greșelile lor și au încercat pe cât posibil să le îmbunătățească și eu zic că au reușit. Și eu zic că dacă te întorci în momentul ăsta la o variantă a World of Warcraft clasică, nemodificată, neupgradată, pristină, să-i spunem așa, s-ar putea marea masă a nostalgicilor să descopere brusc o realitate usturătoare. Și s-ar putea ca marea masă a nostalgicilor să nu aibă chef să treacă de nivelul 10. Gândiți-vă și voi, nu numai că ați renunța la toate beneficiile cu care ați fost obișnuiți, cum ar fi heirloom-uri, care îți ușurează foarte mult experiența de joc. Dar, în esență, experiența de joc vanilla, chiar și la level, entry level-uri, nu este nimic cu nimic asemănătoare față de experiența de joc actuală. Combatul în sine este anost. Este mult, mult mai încet și mai lipsit de excitement decât este cel actual. Mulți se plâng că a devenit jocul prea ușor. Poate că da. Dar în vanilla, mai ales în leveling, combatul nu era greu într-un mod plăcut. Gen Dark Souls. Păi e combat greu, dar este satisfăcător dacă omor mobi. Nu. Combatul era greu din simplu motiv că personajul tău nu putea grindui eficient numărul de mobi ce îi avea. Mobii erau plasați foarte strânși unii de alții în zone de questing. În general făceau agro mai mulți de 1 sau 2 sau 3 odată. Și asta însemna dezastru pentru că personajul tău nu era echipat, nu avea skillurile necesare să poată interveni, să poată supraviețui, să se poată descurca. Deci, foarte multe personaje, mai ales în stadii extraordinar de puțin avansate ale jocului, deci la levele foarte mici, se bazau aproape în exclusivitate pe auto-attack. Că erai warrior, că erai paladin, că erai chiar și hunter să fi fost. Rogue mai puțin. Dacă erai caster, dacă erai mag, atacul tău principal nu erau abilitățile tale, ci era buna și bătrâna baghetă magică, wand. Aia era, care făcea un damage neglijabil, era practic auto-attack-ul, cum o clasă melee era forțată să se bazeze în mare parte pe auto-attack pentru a face damage. Un caster era forțat să se bazeze pe wand pentru a face damage, pentru că rămânea fără mană, deci fără resurse, să casteze mai repede decât ai putea pocni din degete. Și după fiecare unu sau doi mobi, trebuia să te așezi în fund și să bei. Și trebuia să stai, oricum questurile nu erau nici pe departe la fel de elaborate cum sunt în ziua de azi. Nu exista tehnică de fazare, de exemplu. Și questurile în marea lor majoritate
nu implicau decât simplu fapt de a te duce și a farma un anumit număr de mobi, de cele mai multe ori pentru niște dropuri de questing absolut grețoase. Știți cu toții dacă ați jucat, era vorba cu vestitul clișeu cu lei sau cu zebrele sau cu antilopele, în care te punea ăla să-i aduci 20 de capete de zebră pentru un quest și numai una din 5 zebre avea un cap sau din 10. Asta era dificultatea, iar odată aflat acolo, monotonia în esență, mai ales în timpul questingului, monotonia era adevărata dificultate a vanilaului. Și pe lângă monotonie, faptul că nu aveai abilitățile necesare pentru a face față unei situații neprevăzute. Dacă trăgeai sau dacă se întâmpla să tragi din greșeală mai mult de un mob pe tine, nu aveai abilități să le faci față și cel mai probabil murei. Moment în care asta se solda cu un corpse run, după care trebuia să te așezi în fund din nou și să bei și să mănânci pentru a-ți reface viața și resursele și a încerca din nou. Știți cu toții povestea murlocilor. Asta nu este un gen de dificultate care să te țină în priză, care să te provoace, să perseverezi. Ăsta este un gen de frustrare dificilă care te-ar fi făcut să îți fie lehamite să mai încerci și până la urmă lăsai jocul. Și acum 13 ani nu se știa nimic mai bun de atât. Da? Era pentru vremea aia inovatorul World of Warcraft. Treaba e că nu numai pentru WoW, dar și pentru întreaga industrie a MMORPG-urilor vremurile au progresat infinit de mult în acești 13 ani. Luați ca exemplu Guild Wars 2, luați ca exemplu Terra, jocuri de adevărat de action 100%, RPG-uri de action, MMORPG-uri action. Chiar și World of Warcraft, mai ales acum cu Cataclismul, a făcut, nu, scuze, nu cu Cataclismul, cu Legion, a făcut un pas enorm în față în ce privește modernizarea stilului de combat. Este mult mai action, mult mai intens. Deja vedem cu Demon Hunter-ul din ce în ce mai multe abilități targetabile dinamic, deci orientându-ți efectiv personajul în direcția în care să dea și afectând un anumit număr de inamici ce se găsesc în raza de efect. Deci abilități clasice de action RPG. Din ce în ce mai multe abilități vor fi așa, eu sunt sigur de chestia asta pe măsură ce patch-urile continuă și expansion-urile continuă pentru din ce în ce mai multe clase și din ce în ce mai puține abilități îmi imaginez că vor beneficia de bătrânul și plictisitorul truc cu tab targeting. De ce? Pentru că înspre asta merge evoluția genului ăsta. Pentru că s-au prins atât dezvoltatorii cât și playerii că face toate chestiile astea, fac pentru un gameplay mult mai dinamic și mult mai interesant și care te ține în priză, da? Nimănui nu-i se pare interesant să stai în fund cum era cu 13 ani și să castezi o rotație, că mulți zic, oh, da, nu mai ai rotațiile alea care... Dar ce rotații erau înainte? Că n-aveai niciun sfert din skillurile care le ai astăzi. Aveai o mie și una de rank-uri care trebuiau antrenate la trainer level de level, dar skillurile în sine erau... O rotație era compusă din 3 butoane, maxim 4, pentru toate clasele, cu excepția cooldown-urilor și chestii de astea, care în vanilla nici măcar de alea nu prea aveai. Era vanilla, stătea foarte prost, foarte zărăcăcios și la capitolul mecanici de joc și la capitolul skill-uri. Aveai foarte multe rank-uri pentru o anumită abilitate care îți mărea puterea efectivă a abilității respective, dar abilității în sine erau foarte sărăcăcioase și redundante. Și multe din ele au fost ori înglobate în alte skill-uri și înlocuite cu skill-uri active mai interesante, în forma talentelor sau în forma skill-urilor ce aparțin de un anumit spec, sau altele au renunțat complet la ele. Uitați, de exemplu, un sistem total irelevant ce în forma actuală a jocului l-au făcut parte practic din rotația Hunterului Marksman,
Bunul și bătrânul Hunter's Mark. Acei din voi care ați jucat Hunter știți la ce mă refer. Era practic o abilitate care îți consuma resurse, deci îți mânca mană. Pe vremuri Hunter-ii aveau mană și trebuiau să bea apă și n-aveau în schimb dreptul la echipament cu intelect pentru că nu erau casteri și mai ales fără spirit. Deci aveau o resursă ce se baza pentru regenerarea mai rapidă pe spirit, dar Hunter-ii n-aveau voie să poarte echipament de spirit și o consumau extraordinar de repede mana Hunter-ii. Și pe chestii irelevante cum ar fi Hunter's Mark, care ce făcea practic? Era o abilitate care îți creștea damage-ul cu un anumit procent. Practic putea fi o pasivă sau un talent pasiv, dar nu. În Vanilla și mult timp după Vanilla au insistat să o facă activă ca parte a rotației, pentru că trebuia să o folosești pentru a face tot damage-ul posibil. Dar de asemenea îți consuma mana și de asemenea te forța să apeși la fiecare mob de fiecare dată când atacai butonul ăla. Ca parte din rotație înainte să apeși celelalte butoane și de unde acum există pentru toate clasele o rotație veridică, reală, care practic nici nu mai dă timp să intre în acțiunea auto-attack-ul. Pe vremuri, chiar și pentru cele mai dinamice clase, rotațiile nu erau într-adevăr rotații, nu puteau fi numite așa. Din nou, ofer ca exemplu Hunter-ul, deci aveai pentru o rotație standard, pentru un mob, normal aveai Hunter's Mark-ul, ce îl aplicai, absolut obligatoriu. După aia Serpent Sting-ul, ce era practic un dot, deci damage over time. După care Arcane Shot-ul, un bonus de damage direct, dar care avea un cooldown de vreo 15 secunde sau ceva de genul ăsta. Timp în care exista un downtime considerabil în care te uitai la personaj cum castează auto-attack. Și asta oricum era mai bine decât Paladinul, de exemplu, care avea doar judgment-ul și în rest, în mare parte, din câte țin minte, se baza pe blessing-uri pentru a-i oferi un bonus pasiv de damage, deci chiar că era plictiseala întruchipată Paladinul, i s-a dus și buhu, a devenit un fel de parodie. Că Paladinul e clasa super nubă, sau era clasa super nubă, în care doar stăteai acolo și te uitai la personaj, puteai să te duci să-ți faci o cafeluță, între timp până omora la mobul, că și rezista, dar nici nu avea skill-uri active aproape deloc. Nici nu știu dacă avea Divine Storm și chestia asta. Mi se pare că a fost introdus Divine Storm-ul în Wrath of the Lich King. Deci în Vanilla nu exista așa ceva. Da. Deci combatul era mult mai plictisitor în Vanilla. Mult mai molu. Mult mai... Și chiar la endgame, când aveai de face cu raidurile, nu exista tehnologia necesară să dea boșilor de raid mecanici interesante, faze interesante, cum vezi acum. Efectiv, majoritatea boșilor în Vanilla se bazau pe un singur gimmick. Făceau o tonă de damage elemental de un anumit tip. De exemplu, Ragnaros, bineînțeles, făcea damage elemental de foc. Și raidul ce trebuia să facă, de fapt, ca să poată să bată un boss? Era o luptă a cifrelor, nu a skill-ului. Trebuia să aibă destul de multă mitigație de damage elemental pe gear și destul de mult damage, propriu-zis, cât să omoare bossul, înainte ca bossul să-i omoare pe ei. Asta era, în mare parte. Și stăteai acolo și îl trozneai până murea, sau până mureai tu. Și dacă mureai, evident e că grupul de raid avea nevoie de mai mult rezist pentru tipul ăla de damage pe gear, pe care îl farmai luni și luni și luni în șir, dintr-o progresie a noastră, din raid în raid în raid în raid, sau din gear de farming în lumea largă, sau de crafting și maturile, era o prostie să le farmezi și chestii de astea. Deci era foarte, foarte monoton și totul se înfășura în jurul ideii de grind. Și e perfect normal pentru vremea respectivă, pentru că nu aveau tehnologia să facă ce pot face în ziua de azi. Întrebarea este, jucătorii obișnuiți cu jocul actual se mai pot întoarce în timp acum 13 ani?
Și nu mă refer aici în joc să se întoarcă, în vremurile bune de odinioară. În realitate, se pot întoarce ca și concepție mentală. Se pot întoarce să facă față unui sistem vechi de 13 ani? Eu cred că nu. Și eu cred că dacă ar pune în aplicare un server sau mai multe servere clasice, exact în stadiul în care erau în momentul ăla, cu același sistem de skill-uri, același sistem de questing, același sistem de raid-uri, de atunci, ar fi gol. S-ar duce hipsterii, s-ar duce nostalgicii acolo și ar face personaje, ar încerca să le joace, le-ar crește până la nivelul 10, hai 15, hai 20. Dar după aia s-ar plictisi. S-ar plictisi să moară pe spinarea murlocilor, s-ar plictisi să stea un an la questing, s-ar plictisi să alerge peste tot în ritmul pasului, pentru că puteai să-ți iei doar mountul cel încet terestru la nivel 40 și cel rapid practic la 60, unde era endgame-ul. Și costa o tonă de gold pentru vremea respectivă, iar goldul nu se făcea nici pe departe la fel de ușor cum îl faci în ziua de azi. Deci era un grind incredibil și pentru mount. Și zonele de questing nu erau nici pe departe la fel de inteligent făcute și de concrete cum sunt în ziua de azi. Chiar și pe continentele vechi, revamparea cataclismului, deși mie personal nu-mi place din punct de vedere nostalgic, pentru că mie chiar îmi plăcea din punct de vedere, îmi plăceau din punct de vedere geografic zonele cum erau înainte de cataclism, dar nu pot să contest faptul că revamparea questingului în zonele vechi a trebuit făcută și a fost de o importanță vitală, deci practic a revitalizat experiența de joc de la nivelul 1 la 60, nu se putea fără. Și nu cred că e nimeni pregătit în momentul ăsta să se întoarcă într-o experiență de joc care în vanilla, așa cum era în WoW-ul clasic, nu era finalizată. Deci trebuie să țineți cont că Blizzard, când au scos varianta inițială a World of Warcraft-ului, nu au avut timp să termine toate zonele de questing. Și după care au fost atât de preocupați de dezvoltarea expansion-urilor ulterioare, încât nu le-au finalizat cu adevărat și nu le-au dat o formă concretă, bine gândită, decât în Cataclism. Existau zone de questing în vanilla, de fapt înainte de Cataclism, care te trimiteau jumate de continent, în sus, în jos, în lateral, pe alt continent, doar ca să faci un fetch quest. Și poate să vi se pară poetic. Ba, mă plimb, descoper lumea deja o știi. Ești de ani de zile în ea. Și nu vrei să pierzi vremea pentru un singur quest să te trimită la pe alt continent, în altă zonă, să-i culegi 6 măsele de zebră. Că alea erau questurile. Și să te întorci tu fiind obișnuit cu fazări și cu progresie inteligentă și să vezi rezultatele campaniei ca o desfășori, să te trezești că te duci până acolo, numai ca timp de transport pe jos fără mount cât îți ia, farmezi 20 de măsele de zebră pentru care trebuie să omori 200 de zebre, după care să te întorci să-i predai lui ăla quest-ul pe celălalt continent, quest giver-ului original. Da, pe vremea aia nu se știa mai bine de atât și era totul nou și toți erau entuziasmați, eram entuziasmați. Dar în ziua de azi nu cred că ar mai fi. Nici sistemul de skill-uri în sine, de talente, nu cred că ar mai fi atât de bine privit. Pentru că în momentul în care au revitalizat sistemul de talente în forma sa actuală, mulți l-au privit superficial ca ceva, ca un regres, da? Că era mai bun, mai complex cel dinainte cu vechile triuri, inspirate după Diablo 2. Da, dar mai complex nu e neapărat mai bun. Ca aparență, triurile alea arătau foarte stufos așa și îmbietor. Dar de fapt, impactul specializării într-unul din triurile alea asupra gameplay-ului propriu-zis era neglijabil. Nu erau fiecare tri, n-avea decât una sau două abilități
active care îi defineau practic rolul unui personaj, iar în rest nu erau decât bonusuri pasive de câte, nu știu, 5%, 10%, 5%, 10%. Pentru fiecare din alea trebuia să investești câte 5 puncte de talent într-un singur skill din triul ăla de talente. Pe lângă cum vedem astăzi, că sunt triurile de talente, pe tier-urile astea din care poți alege un singur talent activ dintr-un anumit tier de 3, dar și când îl alegi, mai ales, repet, de când cu Legion, pentru că Legion este un expansion extraordinar de bun, după părerea mea, mai ales când vine vorba de modernizarea mecanicilor de joc, apoi face impact. Pentru aceeași clasă, de la o specializare la alta, e o diferență ca de la cer la pământ. Simți diferența de gameplay. De la alegerea unui talent dintr-o specializare la altul, nu întotdeauna, dar în mare parte, din nou, se schimbă destul de drastic experiența de joc. Până la punctul că dacă schimbi suficient de multe talente, deja te trezești brusc că ești un noob cu propriul tău personaj. Mi s-a întâmplat. Da, știu și eu, zice, nu, nu, chiar asta e experiența, probabil s-a întâmplat și vouă. Mult mai de efect și mai capabile sunt modificările ce survin în momentul ăsta, când îți alegi un alt build, decât cele din WoW-ul clasic. Și de asemenea îți dă ocazia să experimentezi cu personajul tău, să-ți alegi stilul în care vrei să joci. Pentru că există o diferență reală între build-uri. Și mai ales au reușit în sfârșit să obțină un balans decent, astfel încât să nu simți ca și cum ai fi impotent în momentul în care îți alegi un anumit build sau îți schimbi build-ul. Ceea ce nu era cazul în Vanilla. De multe ori în Vanilla doar un singur talent pentru anumite clase funcționa, un singur tri de talent, o singură specializare, dacă vreți, dacă e să numim așa. Pe vremuri erau anumite triuri de talente, acum le putem considera, dacă vreți, specializări. De exemplu, conform sistemului clasic, paladinii, de exemplu, erau excluși, mai ales la endgame, ca în alt rol, în afară de healer. Sau warrior-ii, era exclus să ai pretenții ca warrior să ai alt rol decât tank. Pentru că nu era bun. Sunt niște chestii de luat în considerare și din motivul ăsta eu nu cred că Blizzard vor scoate aceste servere clasice, cum le numesc ei, exact în stadiul în care au fost inițial. Și să vă zic, sincer, mie îmi pare rău că nu vor face chestia asta, pentru că sunt destul de sigur că nu vor face. Bineînțeles, n-am certitudinea că nu o vor face, dar sunt destul de sigur că nu o vor face. Și de ce îmi pare rău? Pentru că ei vor să facă o treabă atractivă ca marketing, până la urmă. Probabil au stat în ședință și au zis, bă, n-avem ce pierde. Până la urmă, noi ne vedem de treabă, avem expansionul nostru, probabil ne repartizăm o mică echipă să întrețină serverele astea și le facem servere clasice dacă cer acest lucru. Și eu le-aș da serverele clasice exact în stadiul în care au fost inițial. Se plictisesc de ele. Nu le vor. Nu le plac. Nu le place experiența de joc. Păi e problema voastră, fraților. Aveți aici, voi ați cerut-o. Aveți aici jocul la zi și aveți serverele clasice. Acum ce vreți? Vreți, pe lângă faptul că dezvoltăm serverele normale, actuale, acum să începem să dezvoltăm și serverele clasice? Să venim cu patch-uri? Ce vreți? Poate vreți expansion-uri pentru serverele clasice. Nu. Eu le-aș lăsa, n-ar mai avea ce să comenteze nimeni. Le-ai dat ce au vrut. Nu au, dacă nu se bucură de ele, nu e problema ta, da? Și gata. Dar dacă, în schimb, scot o variantă de server clasic, dar modernizat, ca questing, ca mecanici de joc, chestii de genul ăsta, doar ca flair și ca geografie generală să păstreze modelul clasic, ăsta ar fi un dezastru pentru ei. Pentru că le-ar da apă la moară tuturor
plângăcioșilor să, bineînțeles, să facă ce știu ei mai bine, să se plângă, că nu le-a dat ce au dorit. Și nici nu vei putea, nu vei avea niciun argument împotriva lor. Băi, stați puțin, că eu v-am dat o experiență de joc mai bună aici. Nu, noi o vrem pe aia, clasică. Păi da, știți că aia clasică era cu probleme, că avea zone de questing întregi incomplete, de exemplu era o mare pauză, o secetă de questuri de la level 40 la 60, că trebuia să te bazezi pe frații mai mari să te busteze pe zonele alea pentru că pur și simplu rămâneai fără questuri, trebuia să grinduiești mobia la Cartman în South Park dacă ați văzut episodul. Nu, nimic, noi vrem zonele alea, noi vrem experiența autentică. Și n-ai ce să le faci. Poți stai tu la vorbă, comunitățile, mare majoritatea comunităților online, nu numai că sunt scandalagi, sunt și complet iraționali. Nu poți să te înțelegi cu ei. Așa că ar fi o greșeală din punctul meu de vedere să încerce să le dea o variantă modernizată. Desigur, poate să le zică, băi, aveți nevoie de experiență 100% autentică, duceți-vă în pielea mea pe servere private, cum se numesc. Aveți acolo la experiență de joc autentice, că nu le joacă nimeni. De autentice ce sunt. Dar bineînțeles nu pot face așa ceva. Mai ales în calitate oficială Blizzard. Și asta e. Eu sper, pentru binele lor, a Blizzard mă refer, să nu facă greșeala, să încerce să le ofere ceva mai bun decât experiența autentică. Se ia de la naftalină codul pentru serverul ăla clasic, în patch-ul cu terică, 1.45 sau cât o fi, să-l pună pe un server să le dea, lasă-mă, jucați. Nici măcar modelele noi nu le-aș da să le folosească, lasă-le pe alea vechi. Nu vă trebuie astea. Post Warlords of Draenor. Nici măcar îmbunătățirile de grafică, a texturilor, a zonelor, a umbrelor, a luminii. Nu. Grafica să fie la fel. Nu mă interesează, gata, eu v-am dat ce ați vrut. Că ce, că am vrea să se vadă, să nu... Vreți să se vadă? Veniți înapoi pe serverul normal. Se vede și se mișcă. Așa, acolo aveți experiența natur. N-aveți treabă. Așa că mă gândesc că asta ar fi cel mai bun mod în care ar putea face treaba asta. Una peste alta nu văd de ce n-ar face-o. Adică nu cred că vor cere, nici asta n-au anunțat, dar nu cred totuși că vor cere, nu cred că vor trata acest WoW clasic ca un joc separat și nu cred că vor cere taxă separată lunară pentru el. Adică probabil va intra în prețul abonamentului normal. Vor intra și aceste servere pe care vei avea opțiunea să joci. De asemenea, vorbeam cu un prieten și mi-a zis că da, acum va fi la endgame. Se întreba. Oare vei avea posibilitatea? Și a pus o întrebare bună, mi-a dat de gândit. Vei avea posibilitatea odată ce ajungi level 60 pe serverele clasice să-ți poți transfera personajul pe serverul normal? Nu știu să-i răspund. Va trebui să vedem. E o întrebare bună. Personal, eu cred că dacă se vor gândi cei de la Blizzard la chestia asta și presupun că se vor gândi, singurul mod în care vor face lucrul ăsta va fi contracost. Cum e orice transfer normal de server. Tehnic vorbind, îmi imaginez că e posibil. Practic, iei personajul de acolo și îl transform practic într-un personaj primei de level 60 pe serverul principal. Lași pe ăla să și-l specuiască cum vrea și continuă mai departe în Burning Crusade. Dar îmi imaginez că va fi o chestie plătită cum e orice alt transfer de server. Asta e. Astea sunt impresiile mele în legătură cu posibilitățile dezvoltării unui World of Warcraft clasic. Acum că avem certitudinea, a fost anunțat în mod oficial de Blizzard la BlizzCon. Voi ce părere aveți? Așa vor face. Vor face niște servere clasice îmbunătățite? Vă aștept impresiile și comenturile în secțiunea de mai jos. Dacă v-a plăcut clipul,
puteți lăsa un like dacă v-a displăcut, butonul de dislike este la îndemâna voastră. Și de asemenea, considerați abonându-vă pentru a fi la curent cu cele mai recente viduri ale mele. Până data viitoare, rămâneți cu bine și bye bye!